Salut, prieteni, și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vă arăt cum facem configurarea tabloului mini-restaurantului Bistro. Va fi o variantă de configurare într-un soft de la Shrack Design. Și nu aș vrea să pierd timpul cu foarte multe, să zicem așa, detalii, pentru că ar dura foarte mult. Eu mi-am pregătit în mare componentele. În cazul de față avem un întreruptor general de 80 de amperi, C80 de amperi, 4 poli, care acoperă și partea de separare, standardul 60947-2. Apoi o să introduc aici releul de supraveghere. Acum, deocamdată eu le așez în plan. În principiu, apoi o să vreau să dezvoltăm. Aici avem o clemă șir care are o protecție fuzibilă și cu care protejez atât releul cât și cei doi contactori. Imediat să-i atrag și pe ei. Avem doi contactori. Contactorii vor fi acționați dintr-o cheie la intrare. Va fi o cheie cu un întrerupător cu cheie. Și vor exista doi contactori, unul prioritar și unul secundar. Unul practic deservește circuitelor cum îi spune, cu care sunt prioritari, gen frigidere, zona de securitate, zone de alimentări care nu se pot întrerupe. Și celălalt va ajuta în momentul în care deconectează, în momentul în care apar supratensiuni. Apoi, deci tabloul este un tablou metalic, după cum l-ați văzut și în videouri. Este un tablou de 3x24 de module. În primul rând am pus partea asta de forță, deci alimentarea generală, protecția dat supratensiune și cei doi contactori. Apoi, în partea de mijloc, o să pun circuitele care sunt protejate doar de protecții diferențiale și avem 2 de 40 de amperi, avem un cuptor electric și o fritoză. După cum observați, unele din ele sunt scrise de mine, ca să nu mai stau să pierd timpul aici. O să vreau să le facem repede ca să nu plictisesc prea mult. Nu știu dacă o să-mi iasă exact ca și atunci când stau să le fac în detaliu, dar ideea e să înțelegeți cum am gândit. Apoi avem următorul, care practic o să le scriem după aia, notă. Asta este de C32 de amperi, 30 de miliamperi. Eu l-am folosit pentru mașina de spălat. Mașina de spălat poate ați observat, dar celelalte două, primele care le-am montat, care le-am pus în tablou, sunt de tip AC, da? 40 de amperi, deci practic astea sunt RCB-uri, deci protecții combinate, atât la fritioză, care practic e rezistență, cât și la cuptorul electric, la fel am folosit tot tip AC. Apoi avem și ce sunt. Important este să le aliniez aici. Cum ar fi presat de timp, aș vrea să înțelegeți că în mod normal chemare și mult mai bine. Ia vă explic și ce sunt cu ele. După aia le numerotăm din nou. Ok, avem o plită electrică, un C20, 30 de mAh tip A, apoi o plită pe inducție C20, le-am pus așa ca să știu să le diferențiez. C20, plită pe inducție, asta am mai fost, am selectată de intrare.
și un aer condiționat în C20 30 de miliamperi tip A, la fel. Și aici o să mai adaug încă una. Apoi mai am încă două. Ok. Aici avem hota pe inducție, un C16, 30 de mAh tip A și C16, 30 de mAh tip A, priză Blatt. Da, este o zonă considerată ca fiind o zonă industrială, în general. Majoritatea consumatorilor, cum v-am spus și în alte, în alte videouri, unii dintre acești consumatori pot fi considerați ca fiind industrial, din acest motiv protecțiile vor fi de curbă C. Putem să facem și să selectez, să o dau mai mijlocuț. Bun. Am pus și protecțiile diferențiale, deci practic astea vor fi pentru fiecare circuit în parte, cu protecții diferențiale. Imediat mă întorc la ele să le pun și partea de baretă, busbar. Apoi, pentru partea de jos avem, o să utilizăm protecții diferențiale generale. O să facem tot așa două partiții, două zone mă interesează. Acestea sunt de 40 de amperi la 30 de miliamperi, tot așa, tip A, fără temporizare. Ok. Și acum voi adăuga, voi merge pe varianta monopolar. Imediat. Aici. Deci avem de ce 16 amperi mașina de gheață. Deci asta aici o să avem linia prioritară, da? Și punem mașina de gheață. Apoi avem deci mașina de gheață, avem un C16. Frigidere spate. Frigidere spate fiind zonă care preiau anumite circuite existente. Am pus un B16. La fel, frigider spate este tot prioritar, după cum ați observat. Să le pun așa, să le știu eu de ele și apoi o să le aranjăm, pentru că le-am pus într-o anumită ordine. Ok. Toate B16. Avem 9 bucăți. Să le punem în ordinea în care eu le-am gândit. Imediat vă și explic ce și cum. Era mai simplu să vi le fi pus din, să fi pus video, adică mă rog, planșa gata făcută. Dar am zis să vedeți și voi cum le fac. Ideea e că dacă nu le punem bine, practic nici busbarul nu va veni cum trebuie.
Și F3 10. Nu prea le prind bine că mai alunecă. Mă grăbesc, din cauza asta nu ies cum trebuie. Ok, deci avem F10 mașină de gheață prioritar, F11 rack IT la fel prioritar, apoi avem rack IT, stați că nu am selectat, F12 frigider bar 1 prioritar, apoi avem frigider spate 1 prioritar, apoi avem frigider spate 2 prioritar, apoi avem frigider spate 3 prioritar. Le-am pus într-un mod cât să fie, să zicem așa, puse pe faze diferite. Bun. Acum mai avem frigider bar prioritar aici. Și deja la 17 trecem la secundar, asta să o dăm puțin mai încoace. Nu, când mă grăbesc așa se întâmplă, nu mai ascultă nimic. Îl aranjăm aici. F17, ducem și cu astea. F18. După ce le aranjez, vi le și explic pe fiecare. 20. Prea încoace. Deci o să iau și să retragem puțin mai în stânga, capă și ultima protecție. Bine, ieri în realitate o să mai suferi anumite modificări, dar așa aș vrea să vedeți cam cum ar fi ele. Ok, să zicem că am făcut configurația. Pe partea asta avem partea principală, cum am spus, protecție diferențială pentru tot rândul acesta, unde avem mașină de gheață, din nou am spus, mașină de gheață, C16A, 6 kA, majoritatea sunt la 6 kA. Apoi avem rack IT, un B16, după cum ați observat, le-am ales în funcție de ce anume folosesc, frigider bar B16, frigider spate, cum am spus, C1, C2, C3 și frigider bar 2, B16. Apoi mergem pe partea de secundar, partiția 2 secundar,
și avem un B16 pentru casa de marcat, care e secundar. Avem un C16 lumini toaletă, că aici vine și un ventilator, care practic e un motor și o să leg pe același circuit cu iluminatul. Aici avem prize față, da? Sunt niște prize de magazin, care sunt B16. Magazin, mă rog, intrare în sala acolo. Lumini, zona spate, zona din spate un B10. Prize blat stânga secundar, da, la fel, un B16. Și un lumini zona de în față plus exit. Apoi mai avem bară colectoare și am zis că o să punem o bară de 2 poli. Practic aș vrea să echilibrăm fazele și pe fiecare în parte, deci practic să le punem într-un mod cât mai echilibrat. Și atunci când trag bareta de 2 poli, aici ar trebui să punem o lungime de 105. Perfecție, dar vă dați seama. Apoi, tot așa, 105. Adaugă. Deci, practic, ea va fi, fiecare va fi pe câte o fază. Și a treia, sunt două dintre alea, undeva la 67. Așa și vedem. Da? Apoi avem partea de jos. Aici folosim un bus bar de 3 poli. 180. Practic nulul va veni direct în protecție și apoi distribuția se va face pe fază. Pe faze, pe fiecare monopolar. 60. Nu știu dacă e la perfecție, dar înțelegeți voi, deja a trecut foarte mult timp. Deci avem protecția generală, protecția la supratensiune, protecția mică cu fuzibil, clema cu fuzibil pentru protecția bobinelor acestor dispozitive, după care din contactori va pleca în distribuție odată pe partea principală, cât și secundar. Da? Principalul ăsta, secundarele sunt astea. Deci, practic, în momentul în care dau de cheiță, să împică tot ăsta plus ăsta, îmi oprește tot. Ce mai ar trebui să vă arăt aici? El singur... stați puțin. Aici, selectează tot. Așa. Dăm numărătoarea automată, să le facă numărătoarea automată, în cazul în care am mai greșit ceva pe acolo, să zicem că nu le-am pus. Apoi mergem la schema monofilară, multifilară, după cum avem protecțiile aferente, da, pentru fiecare în parte, cu descrierea lor, la fel și la schema monofilară. La fel avem tot ce ține de schema monofilară acestui tablou. Bun, cam asta e configurația, în primă configurație, dacă o să mai dezvoltăm, deocamdată am vrut să vă arăt cum a ieșit și sper să vă prindă și bine și vouă un astfel de exemplu, iar nu uitați să veniți cu comentarii pertinente, pentru că sunt convins că și voi folosiți astfel de softuri, astfel de programe și astfel de configuratori. Vă mulțumesc că vă uitați și nu uitați să fiți pe fază.